Din păcate, echipa fetelor din România a fost eliminată din competiție. Chiar dacă au câștigat ultimul meci și singurul din a doua zi, formațiile Argentinei și Australiei nu au pierdut nicio partidă. România s-a clasat la finalul grupelor pe locul 3, primul sub linia de calificare mai departe la eveniment. Naționala României, condusă de cea mai bună jucătoare din lume, Ana Dumbravă, a fost repartizată în grupă cu Egipt, Australia, Polonia și Argentina. Ana, alături de colegele sale, Lavinia Bănică, Melissa Ailin, Ramona Dodu și Emilia, au concurat marți împotriva Egiptului, unde au câștigat covârșitor, într-un meci care a durat 3 ore, iar emoțiile s-au simțit din plin. Echipa României a câștigat cu un scor la hărți de 2-0. Astăzi a fost o zi fascinată, chiar m-am bucurat foarte mult că am avut atâția români care s-au uitat și ne-au susținut. Sper că i-am făcut astăzi măcar mândri. Din nefericire, ieri am avut un scor destul de neplăcut. Am pierdut la 2 runde diferență versus Australia și tot ce pot spune este că îmi pare rău, dar asta este, învățăm din greșeli. Mă joc jocuri video de obicei de toată viața mea, de la o vârstă foarte fragedă. Am început de la vârsta de 3-4 ani să mă joc jocuri video împreună cu fratele meu și de la vârsta de 14 ani, 15 ani am început să-mi pornesc propriul meu drum spre e-sports. Ana Dumbravă, cunoscută și ca Ana, este o pasionată de jocuri video, concentrându-și atenția asupra jocurilor de tip e-sports, în special First Person Shooter. Datorită hotărârii și devotamentului ei, a dezvoltat abilități remarcabile în ceea ce privește precizia în tragere, strategia și comunicarea în cadrul acestui gen de joc. Pentru mine este încă o pasiune, o fac din cea mai mare plăcere și sper ca majoritatea oamenilor să facă acest lucru, să nu o facă din o altă obligație, să o facă din propria sa motivație și plăcere. Pentru Ana Dumbravă, implicarea în jocuri video reprezintă o adevărată plăcere și sursă de satisfacție. La finalul evenimentului, ea și-a exprimat recunoștința față de fanii săi și le-a oferit autografe. Ana a devenit cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume, învingându-le pe brazilianca Olga Rodriguez și rusoaica Xenia Kluenkova. Ana este jucătoare profesionistă din 2015 și a reușit să câștige peste 30.000 de euro până acum. Evoluția sa în lumea jocurilor video a culminat cu obținerea titlului de cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din întreaga lume, reușind să le depășească pe concurentele sale. Pasul inițial în lumea jocurilor video a fost făcut de Ana Maria Dumbravă în copilărie, când împreună cu fratele său se juca pe calculator. Azi, cu peste 12.000 de ore petrecute în jocul CSGO, ea se situează în vârful clasamentului mondial pentru acest joc. Ana Maria Dumbravă este și studentă la inginerie la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. În final, Ana Maria Dumbravă, născută în Rădăuți, a fost onorată cu titlul de cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume în cadrul campionatului Global Offensive de la Stockholm.